Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la agenda ta de sănătate, aflăm cum ne putem vindeca cu ajutorul emoțiilor. Gândurile negative îmbolnăvesc corpul. Informațiile sunt preluate de pe site-ul detoatepentrutoți.wordpress.com. Există un creier și în inimă, cel puțin metaforic vorbind. Inima conține neuroni și ganglioni care au aceleași funcții ca și cei din creier, ca de exemplu memoria. Ceea ce oamenii nu știu este faptul că inima trimite mai multe informații spre creier decât o face creierul spre inimă, a declarat dr. Rolin McCrady din cadrul Institutului HeartMath. În antichitate, grecii, babilonienii și mesopotamienii credeau că inima este centrul înțelepciunii, locul din care se nasc toate sentimentele și gândurile. În anii 1970, Joel și Beatrice Lacey, de la Institutul de Cercetare PELS, au descoperit că atunci când creierul trimite semnale inimii, aceasta nu se supune automat. Creierul însă se supune tuturor instrucțiunilor trimise de inimă. Câțiva ani mai târziu, în 1991, dr. Andrew J. Armour, de la Institutul HeartMath din California, a folosit pentru prima dată conceptul de creier al inimii. Descoperirile sale demonstrează că inima este dotată cu o rețea de neuroni, neurotransmițători, proteine și celule asemănătoare celor din creier, care pot acționa independent de creier. Această independență explică de ce inima unei persoane aflate în moarte cerebrală continuă să bată sau de ce persoanele care au suferit transplanturi de inimă își schimbă gusturile, dorințele și chiar personalitatea. Sistemul nervos al inimii conține aproximativ 40.000 de neuroni. 60-65% din celulele inimii sunt celule neuronale, care detectează sensul circulației hormonilor, ritmul cardiac, au legături cu arterele, organele, cu pielea și trimit informații către creier. Relația inimii noastre cu zona emoțională. Inima bate în funcție de starea de bine a întregului organism. Institutul HeartMath documentează faptul că informațiile codificate în emoțiile noastre influențează modul în care inima informează creierul ce substanțe chimice să producă în corp în orice moment. Inima noastră e un fel de interfață care transformă toate emoțiile și convingerile noastre în energii electromagnetice. Deci, prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, dar și prin mânie, ură, supărare, noi putem produce modificări atât în trupul nostru, cât și la mulți kilometri în afara noastră, spune Greg Braden. Inima are un câmp magnetic de 5.000 de ori mai puternic decât creierul și un câmp electric de 100 de ori mai puternic. Produce 21 de wați de energie electrică de fiecare dată când bate, creând un câmp electromagnetic identic cu câmpul electromagnetic din jurul Pământului și radiind la 25 de metri de corpul nostru. Experimentele realizate au demonstrat că focusarea pe emoții pozitive influențează și controlează în mod direct starea de sănătate fizică și emoțională, inima transmițând impulsuri creierului ce determină scăderea nivelului de cortizol, al stresului, îmbunătățirea modului de funcționare a fiecărui organ, dar și mărirea capacității intuitive și îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți. Compasiunea, de exemplu, ridică nivelul imunoglobinei A, un anticorp secretor care mărește rezistența la boală a sistemului nostru imunitar. Stresul, furia, emoțiile negative creează dezechilibre între conexiunea creier-inimă, determinând efecte ca lipsa de memorie, incapacitatea de concentrare, ritm inegal al inimii prin eliberarea unui hormon ce slăbește sistemul imunitar și comprimă vasele de sânge cu influențe asupra tensiunii arteriale.
inima are capacități de autovindecare. O monitorizare atentă a gândurilor și sentimentelor noastre duce la echilibrul inimii cu creierul, inima fiind capabilă să găsească soluții intuitive, iar creierul soluții logice. Inima are abilitatea de a anticipa anumite evenimente. Un studiu efectuat cu participanți cărora li s-a măsurat activitatea inimii și a creierului a demonstrat că reacțiile psihologice ale participanților au venit cu 6 secunde înainte ca imaginile agresive și non-agresive, expuse aleatoriu, să fie vizualizate. Inima poate memora, poate învăța emoțiile, detecta emoțiile altor persoane, percepe sentimente de singurătate, stres, depresie, bucurie. Poate influența deciziile, percepția persoanei. Inima poate influența activitatea cerebrală. Când suntem furioși, frustrați, se creează inhibiția corticală, care afectează claritatea gândirii, coordonarea și mișcarea. Schimbând starea cu una pozitivă, creierul primește semnalul de schimbare, trimițând semnale de acțiune specifice. Freeze Frame este un exercițiu realizat de Institutul HeartMath pentru schimbarea stării. Iată. 1. Schimbă atenția în zona inimii. Păstrează-o timp de 10 secunde, respirând normal. Amintește-ți o situație bună din viața ta și sentimentul pozitiv pe care l-aveai. Încearcă nu numai să vizualizezi, dar mai ales să simți din nou acele momente plăcute. 3. Întreabă-te ce pot să fac în această situație pentru a o îndrepta. 4. Ascultă-ți inima. S-ar putea să nu auzi nimic, dar să te simți mai calm. Institutul American HeartMath a descoperit că inima emite un câmp electromagnetic de 5.000 de ori mai puternic decât câmpul pe care îl emite creierul. Diferența de putere între câmpul electromagnetic al inimii și cel al capului ne ajută să înțelegem importanța sentimentelor noastre, a iubirii, a recunoștinței și a oricăror trăiri pozitive. Sentimentele frumoase, pozitive, înălțătoare, precum compasiunea, dragostea, blândețea, bunătatea și bucuria, creează ceea ce specialiștii au numit coerența inimii. Pe când trăirile negative, ca și gândirea corespunzătoare acestora, creează incoerența inimii, generând emisii vibraționale în câmpul electromagnetic al inimii și al creierului nostru. Aceste câmpuri electromagnetice ne influențează atât corpurile, cât și realitățile pe care le întâlnim zilnic. Studiile Institutului HeartMath relevă că, dacă suntem furioși timp de 5 minute, sistemul imunitar are nevoie de 6 ore pentru a recupera puterea pierdută. Dacă trăim 5 minute de compasiune și apreciere, imunitatea se îmbunătățește cu 41%. De câte ori simțim și gândim negativ, ne înfuriem, ne supărăm, urâm sau judecăm în mod agresiv, putem observa realitatea imediată fără a o judeca, este semn că ne îndepărtăm de inimă. Orice gândim, simțim, trăim ca stare negativă, ne semnalează că am intrat în domeniul ego-ului sau al judecății lumii. Mintea este condiționată de realitatea prezentă sau trecută, de frica de viitor, de frica de pierdere sau de durere, așa încât ea va genera întotdeauna emoții negative când se va confrunta cu un eveniment de viață neplăcut. Autoobservarea negativității și întoarcerea la adevărul inimii noastre, o rugăciune repetată, o amintire frumoasă, apelul la gânduri bune, de speranță, de bucurie, de bine pentru tot ce ne înconjoară, ne ridică vibrațional încetul cu încetul, până când vom simți că suntem din nou în armonie cu inima noastră. Gândind și dorind binele tuturor, vom crea starea de coerență între inimă și minte, de armonie între inimă și minte, și vom reuși să ne vindecăm de multe dintre afecțiunile fizice, dar mai presus de toate, ne vom simți vindecați sufletește.
Creatorul este o parte fundamentală din natură. Este atât de fundamentală încât știința de astăzi a demonstrat că, într-un fel sau altul, totul se mișcă în această formă, inclusiv noi. Mai simplu spus, torul este un sistem auto-organizat care aduce totul în unitate, extinde energia în jurul său, apoi revine la punctul inițial din centru, apoi o ia de la capăt. În fizica cuantică, matematică și, în general, în toate științele, această geometrie chiar începe să umple golurile în înțelegerea modului în care geometria sacră chiar reprezintă geometria vieții. Este o geometrie care respiră. Inimile noastre sunt primele și cele mai bune exemple de tor. Din inimă pleacă tot. Energia din inimile noastre curge în exterior, într-un tipar toroidal, și este primită în același mod. În acest fel, tot ceea ce trimitem din iubire ne afectează imediat. Cu alte cuvinte, emanațiile noastre de iubire sunt un dar pentru voi, la fel de mult cum sunt pentru universul din jurul vostru. În natură, această formă este peste tot, în portocale, în mere, în jurul tornadelor. Câmpul magnetic al Pământului este un exemplu foarte bun. La fel funcționează și atmosfera planetei. Oamenii de știință contemporani nu prea au luat în serios conceptul de pământ gol în interior, deși acest concept explică multe idei despre pământ pe care în prezent nu le înțelegem, în ciuda tuturor teoriilor noastre. Ideea pământului gol în interior funcționează la fel și demonstrează că planeta noastră a fost construită din interior ca un tor. Pământul este multidimensional, așa că putem avea atât un miez de fier fierbinte, cât și un interior gol 5D. Cu toții cunoaștem principiul universal, cum este sus, așa este și jos. S-a descoperit că torul poate fi chiar de dimensiunea galaxiilor, chiar și atomii au această geometrie. Pur și simplu este peste tot. Această expresie specifică arată cum ar trebui să fie viața. Toată energia care iese din centru se extinde spre tor, astfel încât acesta se alimentează singur. Mai are și capacitatea de a da și altor sisteme toroidale, practicând astfel deschis primitul și oferitul. Chiar descrie un standard pentru cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Și noi putem să-l reflectăm și să-l folosim în viețile noastre. Atunci când dai și primești deschis, permiți energiei tale să devină toroidală. Dacă ne uităm la interacțiunile noastre unul cu celălalt, începem să vedem natura primitului și oferitului. Dacă schimbăm modul în care primim și oferim celorlalți, ne oferim nouă înșine șansa de a primi ca feedback ceea ce emanăm cu adevărat. Acest lucru permite existența unei tranzacții de energie iluminate între noi și permite tuturor comunicărilor noastre să rezoneze cu acel câmp toroidal al iubirii. Iubirea nu este doar un sentiment, este o vibrație și o frecvență care conectează toate lucrurile. Vibrația pură care emană din propria inimă și care unește armonios toate lucrurile este vibrația universală pe care noi o numim iubire. Dacă privești floarea vieții în două dimensiuni, este destul de greu să observi că în trei dimensiuni și ea este tot un tor. Aduceți-vă aminte că floarea vieții este toată geometrie. Torul este și el unul din tiparele creației care iese din ea sau mai degrabă chiar este această formă. Este foarte importantă în înțelegerea întregului. Chiar și Nikola Tesla a lucrat cu această formă geometrică și cu ajutorul ei a descoperit un mod de acces la energie liberă pentru toată planeta. Bineînțeles, toate corporațiile din lume voiau să obțină în continuare venituri din taxarea energiei. Între ei și întreaga guvernare din SUA s-a distrus toată uimitoarea munca lui Tesla. Institutul HeartMath de la Universitatea Stanford a demonstrat științific că în jurul inimii fizice se află două câmpuri toroidale, unul în interiorul celuilalt, conectate cu spațiul sacru și cu spațiul mic din inimă. Greg Braden a lucrat foarte mult ca să explice acest lucru lumii moderne, iar Drumvalo Melchizedek
s-a concentrat foarte mult să învețe că acestea sunt cele mai importante informații despre înălțarea fizică. Asta face parte cu adevărat din cunoașterea care umple golurile dintre știință și spiritualitate. China face unele lucruri cu adevărat uimitoare. Acolo există spitale dedicate total lucrului cu prana și cu energiile, și nu cu corpul fizic al pacienților. Într-un experiment dintr-un spital chinezesc, vedem cum știința mantrelor este folosită pentru a vindeca de cancer o femeie în doar 2 minute și jumătate. O mantră este un sunet sacru sau o incantație care accesează o formulă energetică pentru rugăciune sau meditație. Mantrele ne permit să ne conectăm cu sursa noastră și emit o frecvență audibilă care ne concentrează mințile pe sunet și astfel cu sursa. Incantând din inimă, acești doctori își permit să se concentreze pe realitatea în care această femeie este deja vindecată. Făcând acest lucru, mintea este depășită și trece peste limitele normale ale realității. Ca intenție, curge ca un tor înăuntru și în afara sursei din care se emană însă și realitatea. Cei care au fost sceptici la ideea de autovindecare prin intenție, există clipuri care demonstrează că nu este doar o idee plauzibilă, ci foarte reală. Trebuie doar să înțelegem de ce și cum funcționează. Dacă ești sceptic și încerci, vei obține aceleași rezultate sceptice. Dacă încerci dintr-un spațiu adevărat și pur, totul este posibil. Nassim Haramein a făcut un documentar care se numește Gaura Neagră și în care a adus înțelegerea spațiului într-un teren complet nou. El a demonstrat că spațiul din centrul torului este pur și simplu punctul singularității, al infinitului. Este spațiul în care se află cu adevărat toată conștiința. Este un spațiu în care toate lucrurile sunt interconectate. În fizica modernă, conștiința și viața nu intră în ecuațiile științifice. Oamenii de știință ruși duc cunoașterea despre înțelegerea vieții la noi nivele și chiar au început să umple golurile din înțelegerea gravității. Modelul nostru vestic nu este construit pe înțelegerea gravității, dar rușii au construit modele care demonstrează armonic că aceasta este un câmp conștient, un câmp informațional de iubire, care ține toate lucrurile interconectate. Este foarte profund. Chiar și fizica cuantică începe să vadă aceste informații într-o nouă lumină. Această formă de tor și cubul octoedru merg mână în mână. Este aspectul feminin și masculin. Atunci când vectorul Equilibrium este folosit în știință, el oferă acces la o cantitate imensă de energie prin conectarea cu câmpul unificat al sursei, punctul zero. Câmpul conștiinței, de care acum conștiința știe că unește toate lucrurile. Înțelegând torul și natura unității, putem să ne conectăm cu noi înșine în legătură cu totul. Să ne amintim că, dacă luăm în considerare faptul că universul și tot ce se află în el este o reflecție a acestui tipar toroidal, putem să ne eliberăm mințile de perspectiva că există separare. Chiar și vidul sau găurile negre conțin existența a tot ceea ce se presupune că există în afara lor. Acest lucru se reflectă în natura psihică a celor care atunci când meditează, se scufundă în vidul conștiinței și a celor care ating conștiința divină care include unitatea întregii vieți în iubire. În tor, în punctul singularității, oriunde se află conștiința, este reprezentarea cea mai pură a întregului. Întregul câmp iese și revine la sursa sa inițială. Totul este conștiință, iar singularitatea centrului este spațiul în care totul se unifică și din care a plecat. Acest lucru poate fi demonstrat prin înțelegerea modului în care apare inima în corp. Inima este primul organ care se formează și din ea iese întregul corp, apoi trage inima în centru. Inima este prima,
mai conectată cu sursa și mult mai importantă decât creierul. Inima este spațiul iubirii, iar iubirea ne readuce din creier în spațiul inimii. Ca să creștem și să devenim mai ușori din punct de vedere energetic și mai sănătoși, noi ca indivizi și ca societate trebuie să învățăm cum să revenim în curgerea naturală a lucrurilor. Pentru mulți, înțelegerea torului din perspectiva emisferei cerebrale stângi este necesară pentru armonizarea cu sine însuși. Alții au înțeles-o deja intuitiv. Trebuie doar să urmați fluxul și totul va merge perfect. În încheiere, iată un paragraf semnat Drumval Omelchizedec. Pământul n-a mai trăit în inimă de mii de ani, dar adevărul este că e foarte simplu. Și un copil poate să o facă, oricine poate să o facă. Dacă găsiți drumul în inimă, se va schimba totul în viața voastră. Nu faci lucrurile din afara lumii, ci din interiorul inimii voastre, care creează lumea voastră exterioară. Este un alt mod de a exista, este unul străvechi. Așa era, dar am uitat de mult lucrurile acestea. Tu poți să faci asta, oricine poate. Și dacă o faci, dacă înveți să nu trăiești în creier, într-o lume care gândește logic, ci într-una feminină cu inimă, începi să iubești oamenii și viața, iar situațiile și tot ce vine spre tine devine simplu și frumos. Sper că veți găsi drumul, pentru că eu știu că poți face asta. Cu toții putem. Prieteni, cu aceste cuvinte frumoase ale lui Drumval Omelchizedec, punem punct acestui material. Vă mulțumesc, ca de obicei, că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, numai bine și multă sănătate vă doresc. Pe curând!